sunt atât de curajos încât dacă mai găsesc vreo 5 milioane de români ca mine, sigur salvăm țara asta de la sărăcie. Redeschiderea OTV-ului? Nu e un punct pe ordinea de zi, fiindcă noi vrem să ajungem la popor direct. Eu voi merge din ușă în ușă, din casă în casă, la fiecare român. De mâine mai simplu prin televizor. Ajungeți în mai multe case. Dar campania mea, să zic așa, dacă vorbim de campanie cu DD Mobil, este mult mai puternică decât orice OTV. Dacă se deschide OTV-ul, veți relua serialele, nu știu, vă dau un titlu, de exemplu, Dragnea și Ciocoi. Voi relua orice serial drag poporului român, voi discuta și despre Bercea Mondial și despre Ciocoi din PSD, fără niciun fel de problemă. Sunt atât de curajos încât dacă mai găsesc vreo 5 milioane de români ca mine, sigur salvăm țara asta de la sărăcie. Credeți-mă, nu mă dezic de niciuna din afirmațiile mele făcute în legătură cu PSD, PDL sau PNL. Rămân la părerea că cei care au condus țara până acum au distrus-o. Rămâne să vedem cine sunt exact cei vinovați și rămân la părerea că trebuie să-i schimbăm pe cei care au condus România până acum. Primul prilej care îmi vine la îndemână sunt alegerile prezidențiale în care vreau să stopez ca premier să fie domnul Traian Băsescu.